În urmă cu ceva timp am primit o întrebare care cumva ne-a pus și nouă alte semne întrebări. Dacă atunci când avem un al doilea monitor conectat la calculator, dacă se pierde performanța? Iar eu, din cunoștințele mele, am zis că nu. Dar oare așa este? Pentru că asta este sâmbătă, este deja sâmbătă seara, a fost o zi lungă la studio și dacă tot l-am avut pe răducul la dispoziție, am zis, hei, ia acest monitor portabil, ia unitatea noastră ITX, pune-te în partea aceasta unde ai un alt calculator să-ți notezi, unde ai un alt monitor, practic l-am pus la treabă ca să testezi atunci când conectează două monitoare pe același calculator, dacă se pierde performanța. Și avem niște rezultate, dar întâi și întâi, ar trebui să spun că calculatorul nostru test este făcut, asamblat, dintr-un procesor Intel 10400F, 16 GB de RAM la 3600 cele 18 Corsair, o plagă de bază Asus Z490 un ITX și o plagă video, aici după, un Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti de la Palit, cel mai ieftin în România. Avem clip preview special pentru ea. Iar ca sursă, este o sursă Endorphi de 750W Gold Full Modular și SSD-ul este un Crucial Pad 2 de 512 GB PCI Express 3.0. Ok. Dar, pe lângă monitorul nostru normal pe care îl folosim, mă rog, în cazul acesta BenQ, în partea cealaltă mi se pare că este un Dell, în fine, am conectat un monitor portabil de la Verbatim, avem review separat dacă sunteți curioși despre el, este un monitor mic portabil, se alimentează prin USB-C și ne-a fost mega ușor ca să vedem și să facem testele. Și pentru că tot aveam calculatorul acesta cu Tiny 10, cu Windows Tiny 10 instalat, tot aveam testele făcute săptămâna trecută cu Tiny 10, tot aveam testele cu Tiny 11, am zis ok, hai să conectăm și monitorul, al doilea monitor, să vedem ce diferențe sunt. Dacă atunci când conectezi un al doilea monitor la același calculator și ai doar monitorul conectat, fără să mai ai altceva conectat, dacă ai vreo diferență performanță și rezultatele o să vă surprindă. Începem așa, 3DMark Steel Nomad. Este un test sintetic, benchmark, repetitiv. Cu Tiny Windows normal cu un singur monitor avem 28.34 FPS-uri, iar cu un al doilea monitor conectat, 28.39 FPS-uri. Am putea spune că este același rezultat. După aceea, Port Royal care este strict pe ray tracing, strict pe placă video, nenorocește placă video. Cu un singur monitor avem 35.76 FPS-uri, cu două monitoare avem 36.72 FPS-uri. Și dacă e cam mare diferența, cu Windows 11 avem 36.69 FPS-uri, iar cu Windows 11 normal avem 36.2 FPS-uri. Deci scorul de 36.72 FPS-uri este perfect normal. Așa că nu este nicio diferență între un monitor și al doilea monitor, dar teste sintetice, noi vrem jocuri. Calmează-te, avem și jocuri. Și începem așa. F1 2023. Un joc foarte demanding din punct de vedere al plăcii video și al procesorului. Rezoluția 1080p, ultra high, ray tracing, fără DLSS. Și avem cu Tiny 10, cu un singur monitor, avem 79 de FPS-uri, iar atunci când am conectat al doilea monitor, avem 78 de FPS-uri. Acel FPS poate să intre în marja de eroare. După aceea, Red Dead Redemption 2, cu un singur monitor avem 97 de FPS-uri, iar cu două monitoare avem 97 de FPS-uri. Cyberpunk 2077, rezoluție Full HD, Ultra High, Ray Tracing la maxim, DLSS-ul pe modul quality, dar cu frame genul off. Și în cazul acesta avem 67 de FPS-uri când avem un singur monitor, iar când am conectat al doilea monitor avem 68 de FPS-uri. Cele 67 erau 67 punct ceva, așa că poate să intre la marja de eroare între 67 punct ceva și 68. Deci, aceeași performanță. Dar, asta se înscrie Mirage. Din nou, un joc foarte demanding și pentru procesor și pentru placa video. Când avem un singur monitor, avem 94 de FPS-uri. Când avem două monitoare, avem 97 de FPS-uri. Nu mă întrebați de ce? Asta este scorul, asta sunt rezultatele. Mă rog, testul a fost făcut în rezoluție Full HD, nu s-a schimbat nimic. Și ultra high mereu. So, joc de la Ubisoft, I don't know. După aceea, ultimul joc testat este Shadow of the Tomb Raider, 1080p, ultra high, adică ray tracing-ul ultra, DLSS-ul off. Și ca de obicei, cu un singur monitor avem 108 FPS-uri, iar când conectăm și al doilea monitor avem 109 FPS-uri. Iar pe Windows 11 cu Tiny 11 am avut 110 FPS-uri, cu Windows 11 normal 110 FPS-uri. Așa că intră în marja de eroare diferența între 108-109 FPS-uri. So, concluzie. Ce se întâmplă atunci când conectezi un al doilea monitor la calculator? Nimic. Ai un al doilea monitor și atât. Din punct de vedere al resurselor, nu îți consumă nimic, nu te afectează nimic, jocurile nu-ți merg mai încet, nu nimic.
În schimb, dacă tu deschizi altceva și rulezi pe al doilea monitor, well, acolo este problema. Iar legat de asta, probabil o să facem un alt clip să-ți arătăm cât de multe resurse îți mănâncă Chrome-ul, Discord-ul, YouTube-ul și alte chestii care poate să ruleze în background în timp ce tu te joci. Dar pentru asta, dați like, subscribe și lăsați un comentariu ce folosiți voi în timp ce vă jucați, ce alte aplicații, ca să testăm și noi și să vedem exact. Nu uitați, like, share, subscribe și toate lucrurile bune. Eu sunt Lucian, în spatele camerei este Mircea, lângă mine cel care a făcut testele, Răducu. Mai testăm ceva și data viitoare. Bye, bye! Bye! Bye!